astăzi revine canicula, sfaturile medicilor le știți deja. Noi vă reamintim doar că, în definitiv, este vineri și puteți scăpa de căldură printr-o fugă la munte, de exemplu. Dacă la oraș mercurul din termometre trece lejer de 35 de grade Celsius, în stațiunile montane răcoarea o să vă facă să mai puneți o haină. De asta s-a convins și colega mea Adelina Anei, care a luat din nou la pas cărările de munte și vine cu detalii. Bun găsit! Sunt sute de turiști care au căutat o oază de răcoare și au găsit-o pe crestele Bucegilor la peste 2200 de metri altitudine, unde temperaturile nu depășesc la această oră 19 grade Celsius, iar vântul suflă destul de tare. Iar turiștii au ajuns în punctul în care eu mă aflu și au pornit mai departe să viziteze monumentele naturii, Babele și Sfinxul, iar mare parte dintre ei au mers și către Crucea Caraiman sau Vârful Omul la peste 2500 de metri altitudine, acolo unde termometrele arată la această oră doar 16 grade Celsius. Oamenii și-au luat cu ei provizii cât să stea toată ziua. Deja este aglomerație mare și la telecabina din Bușteni și se așteaptă în jur de 3 ore pentru o urcare pe munte, însă turiștii spun că merită toată această așteptare, deoarece ajungi aici pe platoul Bucegilor nu doar că au parte de temperaturi scăzute, ci și de o priveliște ce parcă îți taie răsuflarea.